Și pentru asta vă mulțumim. E multiplă sărbătoare. Creștin-ortodoxă și sărbătoarea instituției noastre, a orașului nostru, pentru că Filit are o prelungire admirabilă, da? Deja ți-ai pus mâinile așa de bucurie, nu? Așa. Și nu numai. Astăzi drumurile dinspre București către Iași, dinspre Iași către București, trec prin Pașcani. Suntem bucuroși că se află aici Florina Ilis. Lubii drumul Clujului. Daniela Palada Teodorescu. Sunt la fel de confortabile ca și cele de acolo. Da? Radu Pavel Gheo. Cred că ați venit însoțiți. Mai este cineva, nu? Sau n-am văzut? Eu bine. Dar oricum vă poftesc să vă așezați, ca să vă fie comod, pentru că nu e singura întâlnire de astăzi a dumneavoastră, așa. Aici e un om al locului, da? Daniela Palade Teodorescu este, spun pentru... Vă rog, așezați-vă, că cum să nu? Vă rog să vă așezați acum. Cât pe ce? Se schimbă. Cât pe ce? Dacă lor ne spun despre ce burcă, nu vor ști. Nu vor ști. Ei vor ști doar Colegiul Național din Sadoveanu, nu? Odinioară școala în care cei mai mulți de aici au învățat, învață, dar se numea Liceul Ce Burcă. Constantin Burcă fiind un erou de mult peste noapte național, nu știu cu ce, al doilea război, ceva de felul ăsta, probabil era cu Walter Roman, ce știu eu ce. Așa. Exact. Deci pentru istorie recentă, adresați-vă Catedrei de Istorie, care este aici și pe care o felicităm din toată inima noastră, pentru că dumneavoastră, nu știu dacă ați apucat să aflați totul, sunt niște copii nu doar frumoși fizic, așa, deși, nu, cred că de la greci ni se trage și ideea asta că frumusețea fizică e prima dreaptă către celelalte frumuseți, sunt foarte frumoși și sunt și pasionați, iar profesoarele de istorie i-au ademenit către niște proiecte foarte interesante și aceste proiecte au fost premiate de Fundația Ratio pentru Democrație astăvară. Astăzi a fost ultima zi a acestor proiecte. Locul unde nu se întâmplă nimic, s-a numit unul dintre proiecte, așa, trăim aici sub semnul unei implicații sadoveniene, da? Sadoveanu e al nostru, noi suntem ai lui, dar nu mai e chiar de actualitate acest prezent și nu se întâmplă nimic, poftim, chiar se întâmplă, Iulia Căpan, unde ești? Nu e așa că se întâmplă? Și îți mulțumim frumos și ție, pentru că ești voluntar la Filit. Iar celălalt proiect s-a numit Curat Democratic și da, le spuneam copiilor că domnul Caragiale a fost tradus imens și că da, japonezii i-au întrebat după scrisoarea pierdută de unde a cunoscut Caragiale așa de bine realitățile electoratului lor. Lucrurile sunt bine... Ar fi foarte bine și poate vor fi foarte bine cu niște tineri ca aceștia. Și spuneam de ună zi că puțini dintre ei au văzut, au stat de vorbă cu scriitori adevărați. Într-un oraș în care, din păcate, nu există decât o singură librărie, asta spune foarte mult despre oameni și despre locuri, o singură librărie, în care nici acolo lucrurile nu sunt bine așezate, e trist. Dar există și alte mijloace de a cunoaște și
Mi-amintesc că Biblioteca Municipală a făcut în urmă cu ceva vreme o dezbatere în legătură cu cartea tipărită și cartea căutată pe internet, cartea digitală. Nu mi-amintesc la ce concluzie, vreau să mi-amintesc la ce concluzie s-a ajuns, dar cert este că trăim o zi frumoasă, mulțumim foarte mult și profesorilor de limba română și iubitorilor de literatură în general, pentru că vă aflați aici, pentru a participa la FILIT. Este pentru mine un eveniment și pentru noi toți un eveniment. Vă dorim o întâlnire cât mai agreabilă cu copiii noștri, care își vor da imediat măsura. Și iarăși mi-amintesc de Marius Orescu, mi-e place foarte mult. Și zicea, mulțumesc, n-am timp de răspunsuri, abia am timp să pun întrebări. Năvăliți, dragilor! Pentru că tuturor ne place să, da, ne plac copiii care pun întrebări, da? Acea la sintagmă de homo curiosus este excelentă, nu? Da? Oamenii care nu au depus întrebări nu sunt interesanți. Veniți de la FILIT și vă întoarceți la FILIT. Da? E o desfășurare de forțe impresionantă acolo și prima de acest fel, care îi dorim din toată inima noastră succes. Și cred că aici vor fi viitori formidari, fără de care nu se... Apropo de amintirea de ceea ce spunea dumneavoastră, că Bașcaniu are acum o librărie, copilăria și adolescența mea s-a derulat pe vremea când existau 3 librării. Wow! Și când era bătaie pe cărți. La propriu. Cărțile se dădeau sub mână sau dacă nu, se vindeau câte 3-4 la pachet și unul dintre marile privilegii era să fii cu un prieten, doamnă, care vindea cărțile la librărie și reușisem să ne prietenim foarte, foarte apropiat și să ne smulgem, practic, cărțile din mână. Eu una spun că și mă consider o norocoasă pentru că jumătate din viața mea de până acum s-a întâmplat, înainte de revoluție și jumătate după. Și cred că lucrul acesta ne dă un echilibru și faptul că am fost și în galaxia Gutenberg și în galaxia Marconi echilibrează foarte mult lucrurile. Eu nu cred nici în dispariția cărții tipărite și nu anatomizez cumva zona aceasta a digitalizării. Cred că împreună pot să dea un lucru bun și fiecare ne putem selecta ceea ce ne place. Da, eu mi-amintesc doar de o coadă imensă a anilor mei tineri la Buzău, la Casa Cărții. De ce e nume frumos așa? Casa Cărții. Există și în Iași o Casă a Cărții. Mi-amintesc cum am așteptat la editura Dacia, de la editura Dacia, un volum Elitis. Deci noi eram informați cine, da, a luat premiul Nobel pentru literatură și am așteptat cartea aceea cu un entuziasm și cu o nerăbdare teribilă. Acum, da, ne punem întrebarea dacă știm cine este ultimul laureat al premiului Nobel pentru literatură. Dar putem afla foarte ușor dacă el este în librărie. În librărie la mea sigur este. Dar nici librărie nu este o singură... Dar se poate comanda prin internet. Asta măcar este avantajul. Acesta este avantajul. Prea multă fericire este în dacă aș putea să... Exact. Da. Uite ce daruri primiți. Deci, da. De informare și acum permiteți-mi să devin și eu elevă, să trec de partea cealaltă, pentru ca să permitem libertatea, da, aceasta a comunicării. Succes! Ziceți ceva, aplaudați, frenetic! Să creează și o entuziasm. Foarte curioși. Vreau să văd cât de curioși sunteți. Deocamdată, stați așa.
Da, o să trec acolo de partea cealaltă, frumos. Da, este aici un absolvent deja de liceu, de facultate, de studii masterale, care a alergat acasă să ia un volum. Alexandru Nemțanu se numește. Ai apucat, Alexandru, să te duc? Dar el va citi. Va citi, sigur, nu? Da? Da. Așa că, Alexandru, te rog să dai curaj celor mai mici decât tine. Da. Aș putea să întreb dacă voi știți ce e Filip. Da. Mi-a aveți niște reviste de ani de numără. Știți ce e Filip? Da. Și din scriitori, editori, critici literari din Tatăstarea și în străinătate. Da. Da, cei de la Iași, Muzeul Literaturii Române, directorul lui Dan Lung, împreună cu alți doi scriitori importanti din Iași, Florin Zărescu, Lucian Dan Teodorovi și cu o echipă extinsă, cum am zis, au făcut o selecție printre scriitori români și scriitorii străini pe care ar putea să-i aducă la Iași ca să aibă un impact semnificativ. Scriitori care au fost traduși, scriitori care au avut succes la public, traducători străini care știu limba română și traduc scriitorii români în străinătate și au vrut să facă un festival de amploare în care să se întâlnească publicul cititor cu și cu scriitorii și cu traducătorii respectiv și scriitorii să facă întâlnit cu traducătorii lor. O chestie care nu s-a mai realizat până acum nicăieri în România, iar un festival de amvergură asta, din câte am înțeles, în toată Europa de Est nu există. Iar ei s-au gândit să ofere pentru că, da, lucrurile se întâmplă în Iași. Iași este centru. Dacă vreți să vedeți ceva, mergeți la Iași. Dacă vreți să găsiți o apariție editorială nouă, mai repede, trebuie să mergeți la Iași. Ei s-au gândit cumva să meargă și dinspre Iași, spre județ, cel puțin deocamdată. Și ne-au propus să venim în Paștani, lucru pe care noi l-am acceptat cu mare plăcere. În ideea că fie o să dialogăm, fie o să citim și după aceea dialogăm, fie nu mai citim și după aceea plecăm, cum vreți voi. Cum vreți? Deci dacă vreți să ne întrebați ceva, sau dacă vreți să citim, sau dacă vreți să vorbim așa, pur și simplu. Mi-a plăcut să parafrazăm unul dintre titlurile românilor dumneavoastră, Cruciada Copiilor. Avem aici, ia uitați! Mie e clar, așa, de fapt, avem foarte mulți copii. Da, le putem face poftă, le putem să dea apetitul pentru lectură. Eu aș vrea să citesc dumneavoastră, pentru că mereu m-am întrebat cum citește scriitorul cărții, pentru că eu am altul în minte atunci când citesc cartea și am vrut să văd exact cum pune accentul pe fiecare cuvânt și cum se oprește la pauze sau cum. Dar să știi că au fost mari scriitori care și-au citit foarte prost opera. George Cumacov a citat Îngrozitor de prost. Îngrozitor de prost. Unul dintre poeții contemporanii. Da, prieten de-a lui Liliar și Constantin Acoste, care este un poet superb și a influențat o generație, dar de citit citește... Execrabil. De fapt, citește interesant, ca să zic așa, și este un poet minunat. Bănesc cărțile lui se găsesc, pentru că au apărut inițial și la câteva edituri din Iași și abia după ceea ce l-am întâlnit. Noi citim... Da. Ce să mai spunem despre arghezii? Sau ce știu eu? Da, cred. Dar există în fonoteca de aur a radioului nostru, există multe... Da? Înregistrări ale unor scriitori și puteți să căutați, o să vă amuzați în ce privește pe Radio România Actualități, mai dădea fragmente din Cai Zadăveanu, când citea amintiri din copilărie de-a lui Ion Creangă. Zadăveanu citeam din... Da, da, pe era sigur pe el și citea. Da, păi este și Sara Medeala Mingescu, recitată de Zadăveanu. Mm-hmm. De exemplu, știți că Sadoveanu a scris și poezii? Vă vine să credeți? Da. Da. Slabe. Slabe, da. Dar era atât de exaltat, ca să zicem pe moldovenește. Da. Daim se numește volumul și un abreviere, domniță a inimii mele. Interesant să vedeți. Florina zice să începe și nu e ca valoresc. Eu am ales un text care mai degrabă e o povestire,
și e mai degrabă o glumă, mă rog, măsura în care se poate lista. E de fapt, textul se numește Integrale la Găurești și e un fel de încercare de perspectivă inversă asupra Uniunii Europene și a națiunilor din Europa în general. Perspectivă oferită de un sat din Muntenia. Acum nu știu de ce am alesat de Muntenia, că eu sunt din Banat, am stat în Moldova, deci zona respectivă o cunosc atât de mult, dar este mult mai saboroasă. Deci, Integrare la Găurești. Haideți, oameni buni, vorbiți, insistă cu o voce tremurată primarul. Doamna comisar ne făcu onoarea să bată atâta drum și voi stați cu gurile încleiate. Dar niciunul dintre sătenii strânși în sala de consiliu nu scoase vreun sunet. Unul, consilierul local, își făcea de lucru cu un carnețel și un pix. Altul mângâia paharul cu apă minerală din fața lui, altul studia un asture mic de la cămașă. Din când în când se uitau nedumeriți unul la altul. În încăpere se mai auzea doar șușoteala dintre doamna Gerhard, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, și translatorul ei. Doamna Gerhard, o daneză blondă și masivă, venise într-o vizită oficială la Guvernul României și își exprimase dorința să vadă un sat românesc autentic. Și cum doamna avea un stil personal de lucru, luase o harta României și, spre uimirea și groaza oficialilor români, pusese degetul la întâmplare undeva. Iar degetul ei se oprise taman în Găurești. Așa s-a trezit Ioan Taxin, primarul găureștean, cu dita mai comisar european pe cap. Femeia apăruse fără niciun fel de delegație oficială după ea. Luase în mașină doar un translator. Cu picioarele muiate, rotofeiul Taxin o urmase pe femeie pe străzile desfundate și noroiate ale satului, pe lângă casele de chirpici și gardurile de înuiele, printre găini și porci și peste podețul șubret ce ducea spre ruinele fostei ferme de bovine. Într-un final, Taxin a chemat câțiva oameni din sat la o întâlnire în sala de consiliu. Le-a transmis că doamna comisar pentru agricultură venise în persoană să stea de vorbă cu ei, și că să nu-i prindă că încep să cârtească sau să spună prostii, că s-au lins pe bot de subvenții de la Uniunea Europeană. Haideți, oameni buni, se rugă de ei translatorul. Vorbiți cu doamna comisar, că de-aia e aia. Spuneți-i, cum funcționează sistemul agricol de tip european în satul la voi? Păi, funcționează, mărâi unul din sătenii. Așa, merge în gremă altul cu privirea în podea. Și cum vi se par politicile agricole ale Uniunii Europene de susținerea micilor producători agricoli? Veni întrebarea dinspre doamna comisar, care se cam plictisea. Vă ajută la ceva? Păi, mormăi unul din țărani. Mai da, mai ba, zise mai tare altul. Mai mult ba, se încumetă un bărbat de 40 de ani, voinic și lat în spate, cu o mustață pe oală și o burtă impozantă pe care stătea întins un tricou alb cu logo-ul firmei Adidas. Măi, fădele, ce cu mustrător primar. Cum adică, interveni doamna comisar? Cel numit de primar Fănel roti privirea prin sală. Păi ce să mai dăm cu tinte, zise el cu tupel. Ce, nu știți? Când a venit ăia cu subvențiile, nu i-a dat taxul la finusul cât a vrut el, căci care în arendă la nu știu cine și nu știu ce. Finusul genunțul de-abia ce-și scoate nădragii din cur de foame, dar pe hârtie zici care pământ până în China. În sală a început hărmălaia. Unii voiau să-l dea afară pe Fănel, alții strigau că de ce, că să-l lase să vorbească, că știe el ce spune. Primarul se făcuse pământiu la față și o blestema în gând pe comisăreasa care venise așa în goana mașinii, din a putea să-și aleagă și el oameni. Când zarva se mai potoli, Fănel începu iar, de acum îndârjit. Dar ce, că am zis, n-am dat cu parul. Doar știți și voi cât pământ are ăia lui Bărzăune. Și nu mă fură taxin și la retrocedări când îmi lă 2 hectare de lotul de la Albă Târn. Doamna Gerhard se cam zăpăcise sub avalanșa de vorbe declanșată așa dintr-o dată, de-abia îi făcea față și translatul. Care lot? Veni întrebarea. Lotul care aveam de la moșul, tata lui tata. Dar nu se putea stabili după harta de... după fișa de cadastru, prostit translatul. Ce hartă se miră pe el? Care fișă? Dar ce, este o hartă? Știu eu, știe tot satul, doamna comisar, până colea la Salcie fuse tot pământul sărac cu moșul. Și de ce nu s-a făcut așa? Păi Salcea nu mai e, că a tăiat-o comuniștii. Dar știu eu unde fuse, știu locul precis. Dar domn primar cea că nu, că nu e acolo. Și făcu el ce a făcut de idee de pământul lui Chirițoaia tânără, care și-a făcut o secretare și după aia l-a prins de masă, s-a cuia în birou, până trage în vine. Mai mare rușinea. Din pământiu, primarul se făcuse ciocolatiu, apoi roșu, apoi iar pământiu. Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală îl fixă lung cu privirea. În sală se făcuse iar liniște, dar acum era apăsătoare, grea.
Vedeți, domnilor fermieri, începuia doamna Gerhard, eu aș fi vrut, de fapt, să aflu care este calitatea vieții dumneavoastră acum, la 2 ani după integrarea Uniunii Europeană. Vă este mai bine? Vă este mai rău? Eu am auzit că aveți în zonă și investiții străine. Da, sigur, avem. Se auziră câteva voci nu foarte ferme. Și e bine? Întrebă doamna Gerhard. Depinde, începuia Antonel. Adică nu zic nu. Nu zic că nu e bine, dar e și rău. Da, e și rău, întâi un sătean mai strigit și tuciuriu de lângă Fănel, care frământa în mâine 7 Lakers. Ia zile tu de franțuși, Fănel. Le zic, zeau, printre Fănel. Care francezi, se vă doamnă comisar? Ăia de-a venit răcolea de-a cumpăra fabrica de procesa laptele. Și ce cu ei, întrebă doamnă? Ce să fie altceva decât că ia pelea după noi, aruncă strigitul. Ne dă pe lapte 4-5 lei și ei vinde cu de două ori mai mult, dar după aia mai și scade, ce că laptele nostru nu are procentajul de grăsim necesar. Auzi, nu are procentajul. Și pe banii care îi dă ei, nici în trețul la vacă nu poți cumpăra. Vedeți, domnul, asta este economia de piață liberă, explică răbdătoare doamna Gerhard. Dumneavoastră ați putea încerca să vindeți în altă parte, sau și mai bine să vă faceți propria fabrică de colectare, depuneți un proiect la Uniunea Europeană și accesați fonduri europene nerambursabile. Fiindcă acum bani sunt, mai ales pentru micii producători. Da, că ne și lasă franțuzii, că era mama lor ca dracului, cu cine i-a adus aici bombării până. Ei are toate afacerile cu lapte din județ și e mână în mână cu prefectul. Ne dau ei aprobare să facem noi fabrică când a venit tata din groapă să mulgă vacile. Că mai bine dai lapte la porc decât să-l vinzi lor. Dar și cu porcul lucru dracului, doamna comisar, că de când veniră cu regulile alea noi de la UE, nici porcul mai poți să-l tai la tine lograt. Ba da, sigur că puteți să sacrificați animale proprii, preciză doamna comisar. Numai că trebuie să respectați regulile de bunăstare animală. Doar nu doriți nici voi să chinuiți bietele creaturi. Aia e, că nu dorim, explică Fănel. Și să nu fie cu supărare la doamna comisar, eu văzui cum e cu regulile astea animale de la UE. Nu-și curentă anul trecut al veșleagă porcul după normele astea noi. Chinuie animalul un sfert de oră. Mirosea șorici pârlii de sus de la biserică, de ziceai că puse porcul pe scaunul electric. După aia văzui la vecinul și pe domnii cu asa mare. Devenire și traseră în el, în țeava aia. În el se cutremură doamna Gerhard. În porc, preciză Fănel. Porcul firăia, ei trăgea și tot pe mine mă chemă vecinul să-l tai, că eu știu meseria de la tata. Și pun cuțitul așa la gât, până își trecut de zi peste jugulare, trag o dată, harșt, gat. Gesticula cu atâta putere încât la harșt, doamna comisar tresări și trecu mâna peste ușa proeminentă. Dar de spaniol nu zici săriunul din sătei. Zic, se sumeții Fănel. Da, doamna comisar, mai e și spaniolii aia care ne lua la iazul, marjavre și ei. Și că îl concesionează de la județ, că așa plură ei să îl concesioneze. Dar ăla era iazul satului de când ne știm noi, găureștenii. Acum îl concesionez și gata, nici nu te mai lasă să treci pe acolo. Înainte mergeam la pescuit ăștia mici și ne mai duceam și noi așa duminica de o relaxare. Dar de când veniră spaniolii, a tras ai dracul gard de sârmă și a băgat curent în el ca la Auschwitz. Și a dus și bodyguards, interveni sfârșitul de lângă Fănel. Așa, angajă bodyguards pe niște țigani de la Manosex să ne rupă oasele. L-a prins odată pe unul că trecea pe acolo și l-a snopit în bătaie. I-a stat la terenul la spital, căci că voia să le fure pește la spanioli. Dar cu ăștia ne judecăm, explica al sătea. Ne judecăm, întâi și sfârșit. Până pânzele albe, zise Fănel, că doar nu fiind ultima găină chioară din boiat. Translatorul se potignea tot mai des. N-ar fi avut niciun fel de probleme să traducă implementarea actului comunitar sau pachetul de măsuri aprobat de Comisia Europeană. Dar cu ultima găină chioară din boiat devenea mai greu. Paradoxal, deși părea copleșită, doamna Gerhard se mai relaxase și era tot mai interesată de ce auzea. Și în afară de francezi și spanioli, mai aveți și alte probleme? Întrebă el. Alte probleme se socotifă în el? Eu nu știu. Cu Federico i-am mințit sprijinul. Ah, da, cu italianul și-a mințit pe el. Tu nu-l culpe măsa de broscară cu el apoi să sări repede. Pasta nu o traduce la doamnă. Ce-i cu italianul? Veni întrebarea comisarei. Păi veni acum vreo 3 ani, căci că nu vrea că oreștenii să meargă să lucreze în UE, în Italia, adică la culeți de roșii. Că noi nu eram așa integrați ca acum. Ăsta italianul cea că face el contracte de muncă și de 1500 de euro, casă și masă. Venise după el și cu unul ștrompel, ori un ștrompel de la București, de la nu știu ce firmă. Și s-a dus oamenii. S-a dus, că de ce să nu se ducă dacă plătea? Le-a luat o ștrompel la 300 de euro la fiecare, cea că pentru transport și viză de lucru și nu mai știu ce. Na, și duse pe oameni. Era gata să plec și eu, noroc că era Florica bolnavă. Vai de mama lor, îi duse italian acolo, îi băgă cu niște băreți după câmp și era acolo cu ei niște dăștea, arabi, ori negri, toți cu pușii, cu culani și ăștia era șef. Îi păzea să nu plece. Dar unde să pleci? Că era decât câmp și câmp. Italianul luase și pașapoarte și acte și tot, să nu poată să fugă.
și te-a pus bieți oameni de lucrat la 6 dimineața până noaptea, când nu se mai vedea roșia pe fir. Le te dea 20 de euro pe zi și le lua 10 înapoi, ceacă, pe casă și mâncare. Și bieții oameni făcea foame, că mâncau odată pe zi macaroane fierte și dormea 30 într-o baracă, pe saltele, pe jos, care cum au apucat. Întrebarea fotoi de contracte de 1500 de euro. Și să vezi cum se pusă negreia cu culanul pe ei. Uite așa făcea Italia. Unul, dacă zicea că nu-i place, venea negri și îl bătea de se căsca pe el. Nu zic bine, se întoarce către ST. Vergi că tu fusești acolo, nu zic bine. Ba zici, dar spunea doamna și de Tomiță. A, că uitam, era un băiat de la noi, Tomiță, tânăr, voinic. Tomiță apucă de fugi undeva, el știe cum, și ajunge la poliție. La poliție, cum îl văzură, la arestare, pe cea că e clandestin. Îl întrebară ei, cel întrebare și îl băgară în celulă. După o vreme, așa pe seară, în celulă veni italian, Federico cu malacii negri și îl bătură pe Tomiță de rologieră. Lua și 6 luni de pușcărie, completă cel numit Vergică. Așa, exact, 6 luni lua, Caripania. Bine, oameni buni, dar nu asta înseamnă Uniunea Europeană, explică răbdătoare doamna Guerra. Dar nu se le prinde odată pe o ștrompe la bombării Vergică. Eu pe Monsieur Gilbert ar vrea să-l prind, spuse Panel. Să pui odată mâna pe el, că-i rup osișor de osișor, așa unul pe zi, tu-i mămicuța lui de nenorocit. Monsieur Gilbert, care Gilbert veni întrebarea dintre doamna Guerra, care încerca să ține pasul cu perspectivele diverse ale găureștenilor despre Europa Unită. Monsieur Gilbert, belgianul, explică sfârșitul de lângă Panel. Un belgian, doamna comisar, explică și primarul, care își mai reveni esențial. Veni la noi în sat acum, să tot fie cu 4-5 ani, înainte de alegerile de a câștiga Băsescu. Era pedagog din ăsta modern, european, și cea că vine să-i învețe pe copii la școală, nu știu ce, avea hârtie de la minister, că era de la o asociație cu copiii și educată și cea coloșa, că se recomandă sprijinul autorităților. Noi ce să facem dacă zice ministerul să-l sprijinim? L-a sprijinit. Da, exact așa, în Tăripănel, îl sprijinim tot satul, ca proști, că ne face copiii să fie și deștept și europeni, tu Europa lui în cur cu harta ei cu tot. Și după vreo 2 luni început copiii să vină acasă cu bani și cu ciocolăți de astea străine. Săftica, femeia de serviciu de la școală, explică el, Săftica îl tot pândit, până când îl prins odată. Și ce făcea belgeanul ăsta, să mă scuze, doamna comisar, dar îi lua pe ăștia mici în cabinet, le dădea pantalonașii roșii și băia pe acolo, știți dumneavoastră. Traducătorul se opri o clipă, răsufla, apoi reluă traducerea. Pe măsură ce traducea, doamna comisar se roșea tot mai tare. Și își cotea și el asta și până, da, înțelegeți dumneavoastră, doamna. Doamna Gerhard, amuțită și roșie caracolul din cap, pe da, înțelegea, și regretă decizia ei de a descoperi realitatea rurală într-un mod atât de atipic. Dacă puneam atunci mâna pe el, Stefanel, îl beleam, aia făceam, îl beleam, dar fugi în pizda măsii în Belgia. Te pură iar tot. Se părea că se spusese tot ce era de spus despre Europa. Străbătută brusc de un gând, doamna Gerhard întrebă. Dar cu danezii ați avut vreodată un fel de raporturi? Sătenii se uitară îndumeriți unii la alții. Într-un târziu primarul spuse. Nu, danezi n-a venit pe la mine. Sfârșitul întrebări așa. Păi, Andrei, ceva pâine. Dar ce văd că ești prost lângă un tifănel. Doamna comisar e danează. Când doamna Gerhard se pregăti să urce în mașină, primarul Găureștiu își aminti ceva și se prosăpi în fața ei. Se clătine șovăitor de pe un picior pe altul și spuse, uitându-se fix la translator. Doamna comisar, să nu credeți. Adică eu vreau să vă asigur că nu asta e părerea găureșteilor despre integrarea în Europa. Bine, bine, îi zise repede doamna, asta e bine. Și să știți, se precipită primarul, să știți că ce zicea fănelul ăla nu e cum zicea el. Nu era nici o salce unde se zicea el care pământul și nici ce zicea de domnișoara secretară nu e adevărat. La noi nu se există să se facă furăciuni din astea. Noi suntem stat european din 2006. Găurește aproape 100% integrat în UE. Asta am scris. Asta am scris. Da.
Sunt curios în mintea dumneavoastră cum începe să ia formă povestirea. De obicei pornește de la o idee. Adică, da, ca și textul pe care l-am zis, cam toate au anumite idee de bază. Dar ideea e vorba de poveste, de narațiune. Și după aceea se apare personajele care pot susține. Și vine partea cea mai grea, felul în care trebuie să evolueze povestea și dialogurile, care sunt cele mai grele. De-aia am și citit-o pe asta, pentru că este ceva, pentru mine a fost un fel de exercițiu literar, un pic atipic. Cu dialectul oltenesc, cu spațiul respectiv. Dar pornește în primul rând de la o idee și la niște personaje pe care le văd. Și la ele se atașează încet, încet în dialog, o formă. Și ar mai fi eventual faptul că de obicei mă gândesc la cititor întotdeauna, adică ce impact ar avea ea la cititor, dacă atunci când scriu mă plictisesc eu însumi scriind-o, renunț. Dacă după ce am scris-o primul meu cititor, soția mea aici, așa. Dacă ea se plictisește, iarăși o arunc, sau corectez, după cum spune ea. Și după aceea, după ce textul a trecut deja de două filtre, și zicem, mergem mai departe. Eu am o întrebare, vă rog frumos. Eu când încep să scriu ceva, mă spunem, am încercat să scriu povestea vieții mele. La un moment dat m-am plictisit. Că vreau să crești, domnule. Da. La un moment dat m-am plictisit. Și vreau să vă întreb, dumneavoastră, cum găsiți motivația aceasta? Ce vă motivează să continuați? Că presupun că și dumneavoastră m-am plictisit de scris sau presupun doar. Din păcate, de fapt, timp, în ultima vreme mai am timp să scriu, deci eu n-am mai scris de, cred că de pe 2 ani, pe lună, chiar mai am timp. Dar, la un moment dat, sunt lucruri pe care simți că nevoia să le spui. Cam asta e problema scriitorilor, că altfel ar sta găsit acasă și ar vedea de alte treburi. Dar simți nevoia să spui ceva și în forma asta, în forma unei povești, în forma unei romane, unui text care se transmite ceva. Și așa cum pictorii au un alt tip de nevoie de a se exprima și simt și nevoie ca picturilor să fie văzute, așa și scriitorii simt nevoia să spună ceva și au nevoie de un public care să reacționeze la textul lor. Deși e și cumva, la noi cumva ciudat, pentru că noi nu vedem reacția publicului, de fapt. Cărțile pleacă în lume și noi habar nu avem când unul dintre voi citește o carte, ce reacție are, dacă se bucură, se întristează, dacă se plictisește, dacă e pasionat de ea. Și totuși, senzația de legătură foarte ciudată există. Dar asta e, totul pornește într-o nevoie. Nu poți să stai să... Vreau să întreb, n-aveți o adresă de e-mail sau o pagină în care primiți... Am un blog. Am un blog și acolo cred că există și un e-mail. Nu-l administrez eu când mă pricep în totul. Blogul e geoland.ro. Geoland.ro. Vezi că e o pagină de Facebook a Casei de Cultură și acolo apare... O să urmărești. Există și o pagină de Facebook, dar nu este a mea. Este pagina, un fel de pagină de fan, de fapt, ținută de administratorul site-ului. Și eu n-am acces la ea. Știu că am mai scris unii pe pagina de Facebook și nu puteam să răspund, pentru că eu n-am cont de Facebook. Știu că pare așa ceva, de Facebook. Am avut senzația că n-am timp pentru așa ceva. Am mai consumat timp, dar odată când o să am timp, nu mai am. Am și eu întrebare. Și eram curioasă dacă se poate trăi din scris. Eu am zis odată că cel mai bun trai din scris este la domnul Isărescu, care a și-a semnat numele pe bannote și de-a trebuit să-i spune asta. Din literatură, hai să zicem, nu se poate. Se poate trăi din scris într-un sens foarte larg, cum discutam la un dat cu Florin Isărescu. Dacă e scriitor, mai colaborez din când în când și la diverse reviste, dar tot nu se poate trăi din asta. Eu mai și traduc literatură engleză sau americană, dar nu e suficient. Deci asta și am o meserie care este legată de scris, adică sunt redactor pe carte. Dar din scrisul tău, propriu zis, nu se poate, din câte știu eu, nici... Care
cel mai cunoscut scriitor român în viață pe care o știți voi. Cărtărescu, dar el a spus că trăiește în scris. Cărtărescu este profesor la Universitatea din București. Deci, ăla este, este locul unde are un salariu fix, unde are asigurare medicală, unde are locul de unde se începe, la un moment dat se va pensiona. Dar da, el are venitul relativ consistent de scris, dar nu, nici el măcar el nu-și poate asigura. Am zis că de foarte mult ce înseamnă să trăiești în scris, nici așteptări ai, trebuie să trăiești cu 5.000 de euro ca nu, să iei necesar pe lună, atunci, într-adevăr, nu poți să iei. Din scris nu îți poți asigura plata, trecem, de puterea muncării și a nici la nivelul ăsta al lui Cărtărescu. Pentru că veniturile nu sunt constante. Cărtărescu la Orbitor a lucrat de 15 ani. Acum începe să, dacă vorbim acum de bani, începe să câștige din această carte, pentru că se și traduce, se vin. Dar în cei 15 ani care a lucrat la ea, nimeni nu l-a plătit cum se plătit, de exemplu, autor american de succes în avans, știind că peste 2 ani va preda un roman sau peste 3 ani va preda un roman. Și nu ia, acum nu este numai cazul României, adică nu trebuie să ne plângem noi. Că în Ungaria, care este mult mai bine din punctul ăsta de vedere, sunt 2-3 scriitori care reușesc să trăiască din scris. Există vreo șansă, există o șansă ca scriitorii români să înceapă să scrie limba engleză pentru a avea mai mult succes? Dacă scriitorii români scrie limba engleză, nu se aibă niciun succes. Pentru că nu poți să scrii în engleză. Șansa că asta înseamnă filipă, de fapt, este de a se întâlni cu traducători în mai multe limbi. Pentru că niciodată un vorbitor de limba română, oricât de bine ar învăța engleza, nu poate să scrie așa cum trebuie pentru oficiile de un vorbitor nativ. Deci textul efectiv... Și să mai adăugăm ceva. Piața de carte engleză este imensă. Autorii englezi sunt cu sutele mile. Cel puțin, scriind în limba română, ai șansa că ești într-o comunitate mai mică și ești mult mai repede vizibil decât dacă te aveți în literatură engleză care este imensă și în care trebuie să fii cel puțin, nu știu, de valoarea lui Chamal, ca să ajungi. Dar oricum, eu nu știu niciun scriitor român care să... există vreo două cazuri, e vorba de oameni care au fost educați în engleză încă din, sau în franceză, zicem, cum e cazul Eugeniu Enescu, încă de la vârstă frate, deci erau bilingi. Iliade cum și-a scris? Proza lui Eugeniu Enescu scrisă română, pentru că Eliade nu era în stare să scrie literar în engleză. Este un scriitor care v-a inspirat și pe dumneavoastră să începeți să scrieți? Acum ați început să scrieți. Sunt foarte mulți. Sau când v-aș descoperi talent. Acum o să știți că orice om care se apucă să scrie literatură are senzația că are talent. Adică toți se descoperi talent. De obicei, problema este să fii validat de cineva. Când am început noi să scriem, existau alte căi decât cele care există acum. De obicei, publicarea a început într-o revistă literară, erau mult mai multe reviste literare. Când era acceptat într-o revistă literară, deja era un prim prag al validării. După aceea, mai era ceva cu scriitori care selectau valori. După aceea, următorul prag ar fi, să zicem, să încerci să publici la o carte. Urmau textele tale sau cărțile lor comentate de critica literară și cam asta era validare. Cititorii profesioniști care erau... Să vă povestesc, dacă să vă spun cum. N-am publicat nici într-o revistă literară, absolut deloc înainte. N-am participat nici la cenacuri literare, deci aceste nivele de validare cumva n-au existat. Și am trimis manuscrisul via e-mail la două edituri importante, e vorba de Cucerea Copiilor, din România. Una din edituri a zis, nu. Cea de-a doua editură, respectiv Poliromu, a zis, o avem în vedere. Și o lună mai târziu, Lucian Teodorovici mi-a scris, vrem să o publicăm. Dar poate o mai scurtez puțin. Și am zis, nu mai scurtez deloc. Răspunsul a venit imediat, o publicăm așa. Deci, scrieți, nu? Da. Scrieți, asta a început de vreo 7-8 ani în coace. Ideea este că, în momentul în care aveți un manuscris bun și sunteți convinși
convinși că ceea ce ați scris merită să iasă în afară, puteți trimite fie fragmentul, capitol, chiar textul întreg, cum am trimis eu, editură bună. Vă garantez că în special la Polirom, suntem autor publicat de Polirom și ne bucurăm și ne bucurăm cu asta. Sunt redactori foarte buni, competenți, care citesc cartea, manuscrisul, și vă pun la un răspuns dacă ei vor să investească. Iar dacă e să pomenesc, ca să nu rămân dator de cei câțiva autori care m-au influențat mai mult decât alții, ar fi mari clasici ruși. Nu știu dacă se simte în stil sau unii. Dar sunt autori la care vin întotdeauna cu plăcere, de la... cred că așa ceva de grav cu Cehov și cu Bulgakov, Tolstoi, Dostoevski. Mai sunt câțiva dintre scritorii americani, începând chiar de la Mark Twain, care pare lejer, dar este unul dintre autorii cu un stil foarte greu de realizat. Dialogurile Mark Twain sunt minunate și greu de imitat, așa cum sunt și cele ale lui Caragiale, să zicem, în literatura română. Nu se poate scrie în felul în care scrie Caragiale decât imitându-l. Iar povestea asta cu Polirom este una dintre marile șanse pe care a avut literatura română, pentru că asta a început abia de prin 2004-2005, de când editura a început să investească în literatura română și literatura română tânără. Și este prima care a făcut-o la nivelul ăsta, a făcut-o masiv. Și foarte mulți dintre autorii tineri, zicem noi, acum, din generația noastră și chiar mai tineri decât noi, Dan Socea, sub 30, cred, au fost nu numai publicați, au avut succes în țară și au fost și traduși. Da, da. Și asta ține tot de demersurile lui Tur, combinate cu, mă rog, erau combinate cu da, activitățile Institutului Cultural Român, dar nu intră în diversificat. Dar ce am zis de arta de doreți și m-am gândit foarte mult, dacă este din autorului sau a traducerii, adică în comparație cu alte pe care am citit, cu alți mari clasici și, și, nu știu, americanii m-au dezamăgit și după ce am, adică n-am citit Harry Potter, am citit altceva, dar nu mi se pare că, mi se pare pierdere de vreme ca tine citească Harry Potter sau toate romanele acestea care se editează în masă. Nu știu, spuneți despre calitatea lor. Ciclul Harry Potter este pentru adolescenți, este ceea ce se numește carte de... Nu vine să zic de consum, de entertainment. De, nu e... Nu dar alți autori care ați tradus? Și eu n-am citit. Nu am citit, dar am auzit, am ascultat un interviu cu un domn, nu știu cum, cum se numește, deținea o librărie și a spus despre aceste cărți care se fac doar pentru bani, cumva. Da, numai că inițial autoarea, când a publicat prima carte, nu se gândea ce fel. Ea a fost refuzată de pe 20 de edituri. Și n-a pur și simplu ne-a auzit ce carte și i-a spus că e proastă. Până când o editură a acceptat-o, problema banilor s-a spus mult mai târziu. Deci a scris-o ca să publice. Da? Pot să vă întreb cum găsiți sau de unde găsiți curiozitatea să scrieți despre viața cotidiană? Pentru că mie mi se pare foarte greu să atrag atenția oamenilor cu ceva ce îi înconjoară sau ceva din lumea lor. Mie e foarte greu să citesc ceva de actualitate. Adică prefer mult mai mult să citesc de prin perioada Renașinței sau de prin perioadele vechi, pentru că mi se pare mult mai interesant și mă gândesc că e foarte riscant să le atragi oamenilor atenția cu ceva ce îi înconjoară sau ceva ce... Dar nu, realitatea actuală este foarte interesantă și mult mai interesantă decât de... Când o citești decât atunci când o trăiești. Și e vorba și de atenția pe care i-a asupra lumii din jur. Există detalii surprinzătoare care pot constitui povești imediat. Peste tot, nu e vorba numai de România, dar România este o zonă bogată în povești. Noi avem un prieten care este scriitor, elvețian, Cătălin Dorian Vărescu, se numește poate atâta cărți, dar el este elvețian, adică e migrat din România la 13 ani și scrie numai în germană, dar el vine în România ca să-și găsească subiecte pentru cărți, pentru că în Elveția nu găsesc povești. În România, numai cum am intrat, țara e totdeauna de povești. Ultimele lui 4 sau 5 romane sunt bazate pe povești găsite în România. Deci sunt povești, te găsesc și mai e ceva, literatura din trecut sau despre trecut e cumva mediat, adică ceea ce citești nu este neapărat realitatea de atunci, ci este ceea ce
altcineva povestește despre lumea de atunci. S-ar putea să care puteți fi deformată. Ceea ce facem și noi în persoana asta, nu? Eu am scris și despre realitatea actuală, că cea de-a copiilor este un capte despre realitatea actuală. Dar ultima carte, Viețile paralele, este o carte despre Eminescu, dar o carte despre trecut. Dar nu numai despre trecut, ci și despre felul în care lumea românească, cultura română, l-a perceput pe Eminescu de la începutul, să știu, secolul al XIX-lea, după moartea sa, secolul al XX-lea și chiar până în zilele noastre. Deci, iată, autorii, cred eu, sau scriitorii, cred eu, sunt interesați, evident, și de trecut, pentru că numai înțelegându-ne trecutul, sceneta pe care am văzut-o astăzi, cred că este pe undeva și o încercare a voastră de a înțelege. I-ați adus în scenă pe anumiți eroi domnitori ai trecutului nostru național. Evident că, punându-i pe toți împreună într-o manieră postmodernă, fericit pe scenaristă, pe toți mă felicit de altfel, e și o încercare a voastră de a înțelege oare ce-ar gândi așa, astăzi, dacă l-am reînviat pe la Țepeș, pe Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și toți ceilalți. Evident că și noi, ca scriitori, ne dorim să înțelegem trecutul, pentru că numai altfel putem înțelege mai bine realitatea de acum. De fapt, sceneta a fost despre prezent. Și de fapt, sceneta a fost despre prezent. Și a fost foarte, foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Există astfel de încercări și fie aducând în prezent oamenii ai trecutului, încercând să le înțelegem, fie noi și ne proiectându-ne în acel trecut pentru a le înțelege mai bine și, evident, a ne împăca oarecum cu prezentul, cu realitatea de acum. Eu vreau să mă întrebare cu ce vreau din față. Cum? Îmi permite, vreau să mă întrebare cu ce da. La masă de față. Cum credeți că e o rețetă, cea mai de succes rețetă, să spunem așa, în România? Dacă ar fi să alegem între, pe o parte, să ai o scriitură bună, dar să nu ai atât de multă consistență în poveste, sau să ai o poveste foarte bună, dar să ai o scriitură mai proastă. De exemplu, în Statul Unit am văzut o scriitoare precum cea care a scris Harry Potter, lasă dorința scriitorii, scriitorii, dar povestea atât de fascinantă, cât cartea a să trăi Pavalon. Pe când, de exemplu, în România, vedem un cărtăresc cu cei din femeile care a depus la un moment dat cartea anului știin în România și care nu are atât de multă consistență, care a scris în extrem de bine. Viziunea dumneavoastră, ce e mai important pentru, să spunem așa, un proaspăt scriitor care vrea să aibă succes, cum sunt tinerii aceștia de sală? Este o opțiune individuală. Fiecare scriitor face această opțiune pentru cărți pe care să le scrie și în care încearcă să se depășească pe sine, să fie, din punct de vedere valoric, estetic, la un nivel foarte înalt. Sau îți dorești să faci bani și să publici lucruri mai facile, ușoare, care să ajungă foarte ușor la o masă mult mai largă de scriitori. Trebuie să incriminăm fenomenul Harry Potter. Este această autoare care este engleză și care, în fine, scrie despre o lume a colegilor britanice. De ce are succes peste tot în lume? Pentru că tinerii care au studiat în astfel de colegii recunosc atmosfera aceea. A fost recent în Anglia, la Oxford, și am vizitat toate colegiile din Oxford și Cambridge. Am simțit foarte bine, am vizitat chiar locul unde masa, unde luau cei din Harry Potter, luau masa împreună cu profesorii lor. E o atmosferă pe care, dacă nu vezi acele locuri, poate te apropii mai greu de Harry Potter și, în fine, îndepărtezi din această carte, pe care probabil școlile românești nu reușesc să o surprindă foarte bine. Deci, nu e o literatură pentru un anumit tip, să spunem, pentru un anumit segment de cititori. Și aceștia sunt tineri, adolescenți.
Eu întotdeauna recomand această carte, o să citească. Te învață foarte multe lucruri, este eterna ecuația raportului între bine și rău. E o carte care te învață. Noi am crescut cu Alexandre Dumas, de pildă, pentru că în vremea, să zic, tinereții noastre, nu? Erau cărțile lui Dumas și altor autori care e firesc, sunt cărțile vârstei, există cărți ale vârstei. Dar în ceea ce mă privește, mi-ar fi foarte ușor să scriu, să spunem, povești accesibile la un public mult, mult mai larg decât cel care ar putea avea, mă rog, răbdarea să parcurgă toate aceste 700 de pagini. Dar pe de altă parte, în momentul în care știi despre tine că ești scriitor și vrei să devii scriitor, trebuie să scrii 700 de pagini, să ai 5 cititori, probabil, dar... Nu să nu ai 5, nu. Te gândești că, în fine, ceea ce ai scris acolo va fi valabil și pentru următoarea generație de încă 5 cititori, pentru următoarea generație de încă 5 cititori, poate într-un secol. La noi problema asta cu scrisul pentru masă, scrisul pentru succes și scrisul pentru de dragul artei nu se pune. Da, nu, dar nu se pune pentru că nu există scris pentru masă. Nu există un autor care să zică scrie o carte de consum și să o vândă în 100.000 de exemplare. Nu există niciun autor care să aibă succesul ăsta în România, indiferent de gen, de la science fiction sau polițist, până la literatura cea mai grea. Și până la o revistă, suntem aici în fața unui redactor șef de revistă. Aș vrea să cer permisiunea să vorbesc despre un alt fel de... Dar numai o clipă, dacă îmi permiteți, autoarea despre care ați vorbit mai devreme este aici și permiteți-mi să o invit acolo când aplauzele colegilor, că e un loc ușor pentru... De ce voiam să spun este că în România șansa unui scriitor este de a scrie cât mai bine pentru a avea succes. Publicul românesc este foarte restrâns. Cei care cumpără cărți sunt puțini, dar pe de altă parte fac parte din categoria celor educați. Deci au pretenții de tip estetic de la o carte. Așa că șansa de a scrie în același timp, să zicem, pentru posteritate și pentru contemporaneitate, cumva se îmbină aici, în România, tocmai pentru că avem un public restrâns. Cum zic, noi suntem feriți de ispitele de a deveni milionari în scris. Deci să înțeleg, mă scuzați cu întrebări, să înțeleg că dacă scrie noi aici în România, să spunem cu cineva de aici, din publicul acesta, scrie o carte pe un Harry Potter, mă amintem în povești. Da. Nu ar avea succes pentru că nu scrie bine? Spune că ar scrie-o prost, dar povestea... Nu ar avea succes pentru că nu ar avea public. E un lucru foarte trist, care mi-a spus acum, e practic deprimat pentru... Ar avea publicul pe care are o carte bună sau o carte slabă în România. Adică niciun... Deci un Harry Potter scris în România, sau un echivalent al lui Harry Potter scris în România, care să ajungă să cucerească piața americană, nu-l văd posibil, cel puțin în următorii ani. Pentru că România este o cultură mică, editorii se uită din când în când spre piața românească și de obicei caută literatură de calitate. Nu e locul unde se caută literatură pentru o piață largă. Și caută scritori buni pe care, cu care să poată să se impună mai degrabă cultural. Uite, noi am găsit un scritor important din România, un scritor important din Bulgaria, un scritor reprezentativ pentru cultura respectivă. Deci nu caută un nou Harry Potter, un nou, știu eu, Alexandre Dumas, sau nu-i caută România. Păi și atunci noi expunem, pun o întrebare, la riscul de a nu avea face niciodată un scriitor care să o țină prin Nobel? Harry Potter are legătură cu premiul Nobel. Nu are legătură cu premiul Nobel, mă refer la faptul că scriitorii de premiul Nobel, oricât de bine ar scrie, iau și consistența poveștii. Adică, pe cei care scriu foarte bine, nu am, ce obțin eu, nu am obținut niciun scriitor de premiul Nobel, care să nu aibă o poveste care să fie... Hertha este în primul rând stilistă și abia după aceea o poveste care... Da, dar este și povestea, adică... Nu știu, nu cred că poți... Și se dă premiul Nobel și pentru poezie. Unde e clar că narațiunea
dacă există pe planul ăsta. Nu vă spune că la nivel național există o problemă de atitudine sau de abordare a subiectului. Adică nu văd pe cineva care să iasă din obișnuința asta de a scrie în limba română sau felul în care fac scriitori români. Nu știu, ceva care se iasă în evidență, probabil că ar fi de mult mai bine la public. Nu știu, eu cel puțin ca citor, bine, foarte activ. Nimic prea mă atrage în piața românească. Dar, nu știu, când citesc, m-am pus cât de curând mâna pe o carte din Săina și am rămas total cu prinzi de ăsta și, vedeți, m-am citit gen 9 cărți în 7 zile și aveau 700-800 de pagini. Și bine, și merg în așa parte, în aceeași perioadă. Deci, ei au fost o fel de mare realizare pentru mine. Nu știu, pur și simplu m-am simțit ca plan de dânsa și n-am întâlnit la noi în țară genul ăsta de scriere, pentru că mă fascinezi și așa în sori. Trebuie să mai caut. Sunt foarte bun care te facultate, dar depinde și de fiecare. Uite, eu știu ce să încerci cu cea dacă o vin la Dorinei. Aș întreba ce au cărat ce fi. S-ai scris și a fantasy? Da. La scanat imediat. Da, e o chestiune de vârstă și eu citeam. Eu sunt dintre cei care au citit sute de cărți de science fiction. Cred că trebuie în primul rând să ne axăm asupra publicului tău. Pentru că persoanele în vârstă deja citesc, dar se mulțumesc cu autorii din trecut, cu personajele care s-au făcut remarcate în perioada când erau ei tineri. Și practic trebuie să educăm publicul tău pentru a avea succes în continuare. Problema este că perspectiva noastră și a voastră asupra ceea ce înseamnă tânăr, cu regret o spun, dar diferă, știi, aș vrea să fie la fel. Dar eu locul să spuneam de cineva care are 35 că-i bătrân. Acum nu mai e. Probabil că da. Da. Dar să se mândură că cu dacă îmi permiteți, vă voi vorbi despre un alt fel de scritură, din perspectiva unui jurnalist. Și redactor șef al unei reviste pentru femei care există de vreo 11 ani pe piața românească. Există un soi de scritură, căruia noi spunem testimonial, o cartiere englezească a românescului mărturii. Și în care noi ne-am făcut o oarecare experiență în a publica astfel de mărturii. Și chiar cred că am ajuns la al treilea volum pe care intenționăm să-l publicăm. Despre ce este vorba? Revista Avantaje este o revistă destinată femeilor, dar are o puternică componentă socială și o puternică componentă de atitudine. Când am început să lucrez pentru această revistă, era descrierea Presa Roz oarecum ușor ironică, pentru că Presa Roz e ceva ușor frivol, se vorbește despre machiaj, se vorbește despre modă și coafură, dar mi-am spus ce-ar fi ca Presa Roz să fie asociată și cu optimismul, cu ideea de a progresa, cu ideea de a avea o atitudine bună, cu a face femeile să se simtă importante. Și am lansat un concept care se numește femei obișnuite, povești neobișnuite, despre care scriem, femei din toate zonele țării. Nu avem vedete, celebrități pe copertă, nu mai avem fotomodele, sunt femei de toate categoriile de vârstă, de toate categoriile sociale, dar care au o poveste de spus. Pentru că se merge foarte mult pe ideea de poveste combinată cu emoție. Este o rețetă care prinde foarte, foarte bine. În acest concept, la un moment dat ne-am gândit ce grozav ar fi ca femeile să poată povesti despre experiențe din viața lor. La un moment dat când a venit scriitorul Amosoz în București și a avut acea fantastică conferință, a spus un lucru extraordinar. Până la urmă, să scriem despre noi. Este lucrul la care aveam acces cel mai ușor, să ne scriem pe sine. Și tot la editura Polirom a fost o idee a Mihailei Miroiu, foarte frumoasă, ca 20 de femei din epoci istorice diferite, de vârste diferite, de
condiții sociale diferite, să scrie despre experiența nașterii primului copil. Ceva extrem de emoționant și foarte uman. S-au strâns 20 de povești ale acestor femei, au fost adunate într-un volum publicat la editura Polilon, care a fost foarte deschisă și a acceptat cu mare deschidere proiectul. L-am lansat și împreună cu Ioana Nicolae, soția Lucia Cărtărescu, și a fost primit foarte bine, pentru că vorbea despre un lucru la care, practic, orice femeie are acces. Nașterea primului copil. Și în momentul în care am scris și eu despre această experiență din viața mea, mi s-a părut extraordinar să adun toate amintirile, toate emoțiile trăite, pe care, odată cu trecerea timpului, le uit sau te detașez și să le las copilului meu să citească. Mi se pare un lucru extraordinar și cred că orice femeie poate să facă lucrul acesta și să lasă moștenire copilului ei, indiferent că este publicabil sau nu. Poate că literatura e percepută ca o chestiune mult prea elitistă. Eu cred că poate fi făcută mult mai accesibilă și vă spun și de unde mi-a venit această idee. La un moment dat, în calitate de redactor șef, care țin legătura cu publicul meu cititor, prin e-mail-uri sau prin întâlniri în țară, am primit un mesaj de la o doamnă pe care nu o cunoșteam, nu o văzusem niciodată, era de undeva din Cluj, care mi-a scris: aceasta este povestea vieții mele. 20 de ani mi s-a spus că nu sunt în stare de nimic. Acestea sunt trăirile mele pe care le-am scris ca să le exorcizez, ca să rezist psihic. Am descris documentul foarte, foarte intrigată și foarte interesată. Era povestea unei femei, testimonialul unei femei care ieșise din iadul violenței domestice. O poveste absolut cutremurătoare și m-a impresionat pentru că era și foarte bine scrisă. Drept pentru care i-am răspuns imediat și am întrebat-o: ați fi dispusă să publicăm mărturia dumneavoastră, dat fiind că este o zonă atât de delicată a vieții dumneavoastră? Și am întrebat-o din curiozitate: sunteți absolventă de litere, sunteți filolog, sunteți profesor? Nu, era și este inginer chimist de profesie și culmea este și de etnie maghiară. Dar vreau să vă spun că acel document, acel manuscris electronic era scris într-o limbă română absolut impecabilă, cum nu o mai întâlnesc la vorbitori nativi de limbă română. Acum are 50 și la vremea respectivă avea 47, abia se desprinsese din acea relație. Mi-a plăcut foarte mult cum era scrisă. Bine, s-au mai făcut niște editări, niște corecturi și am căutat o editură să publicăm acea carte, lucru care s-a întâmplat în urmă cu un an și ceva, și a fost primul testimonial de violență domestică din România scris de o persoană anonimă. Împreună cu manuscrisul propriu-zis, deci cu mărturia propriu-zisă, am încercat să o facem un ghid practic și util pentru persoane care s-ar afla în situația respectivă sau ar cunoaște pe cineva care se află într-o astfel de situație limită și încearcă să iasă. Cartea a fost publicată într-un tiraj relativ mic. Autoarea și-a cedat drepturile de autor tocmai pentru a nu fi acuzată că din povestea ei personală încearcă să se îmbogățească, deși nu ar fi avut cum. Și momentan este ajuns obiect de studiu la facultățile de asistență socială din București și din Cluj-Napoca. Pentru că s-a dovedit că genul acesta de mărturie poate să producă un extraordinar declic emoțional pentru trăitori. Și câteva ONG-uri din țară care se ocupă de fenomenul violenței domestice au luat legătura cu autoarea și cu revista, evident, care practic a înlesnit această lansare și au creat conceptul de bibliotecă vie. În sensul că doamna respectivă merge la
toate acțiunile care se vorbește despre violența domestică, partea campaniilor. Și împreună cu cartea ei spune, eu sunt autoarea, cine dorește să vorbească cu mine despre experiența mea, este binevenit. Și practic am fost foarte emoționată să văd că vin foarte mulți tineri, că trebuseră 2 ore și jumătate și practic era asediată de oameni care voiau să întrebe unde a avut curajul să facă lucrul ăsta, cum s-a întâmplat, cum... A fost ceva extrem de emoționant și lucrurile acestea s-au întâmplat și în București, și în Cluj, și în Sibiu, și în Iași, pare mi se, și vrem să facem un fel de caravană a acestei biblioteci vii. Și autoarea respectivă, care dintr-un anonimat total, s-a trezit persoană publică. Vreau să vă spun că toate articolele scrise de noi pe problematica violenței domestice nu au avut ecou pe care l-a avut această carte, această mărturie extraordinară. Și căpătând curaj în zona aceasta socială dedicată problemelor femeii, am identificat o astfel de poveste la o doamnă care lucrează în Italia de ceva vreme, așa multe mame, multe femei au plecat în Italia, în Spania, în toată Europa, să-și întrețină familiile. Și în curând vom lansa o astfel de carte care se numește Exodul Mamelor și care are ca miez un testimonial al unei femei obișnuite, care practic a scris-o sub forma unui jurnal în care povestește experiența ei în Italia, cum a supraviețuit psihic, mental, acestei experiențe limită. Pentru curiozitatea voastră, doamna respectivă are 45 de ani, nu a absolvit o facultate pentru că nu a apucat să facă studii. În schimb, a făcut liceul din Focșani pe vremea când cartea se făcea foarte, foarte serios și iarăși am avut surprinderea să descoper o carte excelent scrisă de o persoană care nu s-a gândit niciodată că va publica o carte. Nu s-a gândit că ar putea să iasă la rampă cu așa ceva, ci pur și simplu a scris cartea ca să supraviețuiască psihic. Deci sub forma aceasta de jurnal, pur și simplu. Cum am făcut eu față acestei provocări. Așa că la începutul anului viitor vom lansa această carte care vorbește practic despre un fenomen social în plină desfășurare, acest exod al mamelor care și aici în Moldova cred că știți și voi orașe întregi, sate întregi, depopulate și ceea ce se întâmplă cu aceste femei, cu copiii care rămân în urma lor, cu o întreagă generație de copii tăpăciți de așteptare și de dor și care practic au de-a face cu acest handicap emoțional foarte puternic. Lipsa mamei din evoluția lor. Deci am vorbit despre lucrul acesta, tocmai pentru a vă încuraja să scrieți despre voi, despre trăirile voastre. Nu există trăiri mari și trăiri mici și nimeni nu poate să aprecieze lucrul acesta. Scrieți, exersați. Faptul de a fi reflexiv și de a pune pe hârtie sau pe ecranul calculatorului trăirile voastre, vă face foarte, foarte bine și nu se știe niciodată unde vor ajunge aceasta. Despre asta. Spun și să vă încurajez să scrieți. Foarte multe scrieri au și tenta autobiografică. Când citiți literatură, literatură, încercați să vă gândiți la faptul că cel care a scris cartea este neapărat și personajul din carte. Și chiar dacă e fiind la persoana fie, deci... Asta este o carte care combină o documentare foarte bună cu talentul de scriitor.
Deci orice scriitor de ce se documentează. La romanul ăsta, de exemplu, când scriam, trebuie să mă uit să petrece o parte din el și prin Iași și prin zona limitrofă, să mă uit și să văd traseele de tren, la ce oră sunt. Da. Pentru că ține de verificitate. La ce oră ajunge personajul în Iași, la ce oră poate să plece, pe ce traseul poate să meargă cu mașina, unde sunt traseele, unde, unde se intră în Iași. Peste tot e vorba de publicitate, știu că alta cine o întreba odată și, la, și în ce zi eram când trebuie să intru în barul acesta, într-un film mare care. Da, da, contează. Da, sigur. Credeți că o carte ar putea avea poate de o promovare mai bună și mai vastă dacă eventual ar reuși să contracteze un, aibă parte de un contract cu o firmă care să-i pună cartea în scenă? Aibă un film pe seama ei, pentru că multe cărți, da, da, inclusiv Harry Potter, au fost făcut, cunoscut prin, pe seama filmului. Ce cărți a fost înainte de contractul pentru varianta cinematografică a fost făcut după ce cartea a avut succes. Deci, rare ori o casă de filme riscă cu o carte de care riscul poate avea succes. Dar da, filmul potențial de vânzare cărți. Numai că înainte de asta și cartea trebuie să dovedească deja. La mine cumva e invers, apropo de timpului Mungiu, după darul și ecranizarea, după scenariul care a fost făcut pe da, 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 au preluat tema, dar după aceea s-a vorbit foarte mult despre cartea respectivă, care, despre care până atunci nu se știa mai, mai nimic. Care e cumva atipic. Scuze, și după aceea se spovedea la Danap, a fost bun bestseller la Polirom înainte de a se... Da, și era prea peste publicitor în România. Da, exact. Se creează evenimentul, se face filmul și iarăși se ajunge la niște cifre de vânzări mai bune. Voi citi un fragment din Viețile Paralele, în care vom întâlni pe Eminescu și pe Veronica Mustu. În această admirabilă și romantică seară, poetul o conduce acasă pe doamna Mitle. Nu e târziu, dar afară e deja întuneric. E o seară frumoasă, cu lună, fără pic de vânt. Gel ascru pare să fi încremenit totul ca într-un vechi și neasemuit tablou. Prins de extaz, din cauza sprendorii aspre a nopții sau din cauza apropierii iubitei, Eminescu îi vorbește doamnei Mitle despre poema Strigoiul. Pășesc de parcă ar pluti unul lângă celălalt. Dragostea îi face aproape imponderal. Nu se atinge, dar are atâta electricitate între ei, încât impulsurile sexuale sublimate transpar imperceptibil în gestul și mișcări de o senzualitate fulgurătoare și electrizantă. Poetul gesticulează și vorbește. Neîntrerupt. Dacă s-ar opri din vorbit, n-ar mai fi stăpân pe sine. Ea, Veronica, îl ascultă, sorbindu-i cu nesați cuvintele minuscere. Ara, sună lucrarea la varilor, schică Eminescu cu vocea voioasă, dar fernică. Conducându-și poporul barbar și războinic prin stătele Asiei, trece prin foc și sabie ținuturile întâlnite în cale. Poetul, cu un pas înaintea doamnei Mitle, se mișcă gesticulând larg, de parcă ar avea numai sălbii cu care crestează, bărbătește aerul, făcându-și drum drept prin stătă sau zăpadă. Cerind totul în cale, Arad ajunge la Nistru și apoi la gurile Dunării. Dar aici, la gurile Dunării, poetul se oprește cu doi pași înaintea doamnei Mitle și, făcând să scârție zăpada sub picioare, se întoarce șovăitor, de parcă s-a mișcat pe gheața subțirea Dunării. Oprindu-se coarnele sale la gurile Dunării, rea poetul, Arald se înfățișează înaintea creesei Maria ca să-i ceară supunere. Văzându-o pe creiasă, frumoasă, se înțelege, războinicul este cuprins de vrajă și, într-o clipă, o fulgerătoare dragoste îi cucerește și moaie inima dură și neînfricată. Vor trăi împreună o iubire măreață și cumplită. Ea îl iubește? Întreabă timidă Veronica. O da, zbucnește poetul cu patimă.
îl vizitează în fiecare noapte. Eminescu, privind spre doamna Micle, începe să recite. De atunci, fecioară blândă, ca spii cu cel de grâu, veneai la mine noaptea ca nimeni să te vadă. Și înlățuindu-l gâtul cu brațe de zăpadă, unde poetul e la blonda muză. Și-a dorit ca Veronica să vină la el, nu? Blonda muză, doamna Micle, se gândește la fecioara blondă ca spii cu cel de grâu. Blonda muză, nu mai era fecioara, avea deja două copile, dar cu o poezie totul e posibil și cum prin analogie cu poezia viața însă își poate suferi anumite modificări de semnificare, dacă nu de esență. Veronica se închipui o fecioară castă și pură, asemeni Cresei Maria, iubită de Aral. Își dorea să fie acea fată imaginată în versurile mineștiene, uită de soț, de copile, de domn. Îl ascultă vrăjită și înaintează încet spre Boema. Din cauza frigului sau dogorii interioară, obrajii doară foc, îmi frig și cald totodată, fiind cuprinși de fierbințeală. O sete nepotolită i-ar dea buzele, se priviră în ochi, poetul și muza. O fracțiune de secundă, apoi, smeticindu-se, mai făcură câțiva pași. Într-o anumită pudoare respectuoasă, ceea ce văzut fiecare în ochii celuilalt, a trecură sub tăcere. Atunci Veronica, alunecând cu continuțele înalte pe zăpada înghețată, n-a făcut-o intenționat, zău, se echilibră din să cadă. Ah! Căută speriată brațul poetului. El reuși să o prindă, susținând-o. Se aprinseseră. N-a existat un aparat, amperometru, care să măgesteze intensitatea curentului dintre ei, dar cu siguranță, dacă ar fi existat, acele indicatoare ar fi tremurat puternic. Râseră amândoi ca doi școlari neascumpărați. Se desprinseră să fie ușor de altul. Mai departe, întrebăiau veselă, privindu-l în ochi cu o nouă strălucire. Ce mai departe? Poemul iar al domnului Eminescu, Stricoiul. Poemul nu era gata, dar Eminescu știa că numai povestindu-i despre proiectele sale, putea întârzia graba femeii de a ajunge acasă. Mai departe, repetă el în gând. Și îl soria domnică să afle continuarea înainte ca plimbarea lor să se sfârșească. Cu fiecare pas cu care se apropiau de casa rectorului, deznădejdea lui Eminescu creștea. Ce să facă? Inventează, începe noi imagini și versuri. Maria, fecioara cu părul blond ca un spit de grâu, moare. Ah, șoptește Veronica. Așa se termină? Trebuie emoționată. Poetul e în încurcătură. Dacă se termină așa de repede, vor grăbi inevitabil pasul. Nu înțelegea nici el de ce spusese că Maria moare. Moartea eroinei însemna sfârșitul poemului și al plimbării. Dar poetul nu dorea asta. Îi veni o nouă idee, romantică. Nu, nici de cum. Aral, cuprins de dor, pornește căutarea preotului, zanunse, zeul bătrân, cel care prin fărări și magie ar putea să o readucă la viață pe Maria. Prin fărări și magie, se miră Veronica. Da, cum să vă spun de ori, doamnă Micle? Aral nu era creștin, era un războinic barbar. De aceea el mai credea în puterea vechilor vrări și mituri. Iată-l pe Aral pornind să-l caute pe zanunse. Atunci, dinaintea lui Aral, zidul piere, recită el. El vede toată firea amestecată afară, în soare, fulger, gheață, vânt arzător de vară. Religia creștinismul, alungat să fie departe din lume, acceptă să îndeplinească rugămintea lui Aral, astfel că prin vrajă se pune legile firii și o recheamă pe Maria din luna morților. Ea reapare. Ah, murmură cu inima tremurând de spaimă inefabilă Veronica. Era puțin frică de acea imagine creată de poetul, o ființă întoarsă dintre cei morți, o stafie vie. Poate că cei doi îndrăgostiți, domnule Ionescu, regăsindu-se, vor trăi fericiți până la adânci bătrâneți, nu-i așa? De ce n-ar trăi fericiți până la adânci bătrâneți? Nu știu, răspunde poetul. Și, mai departe,
să văd mai departe cu pentru a cartea și să citiți. Am vrut să întrebat foarte multe legeți de la Bagodio, la Prezea Indis și aș avea o întrebare de fapt mai multă faptul ăsta. A scrie, e ceva ce ți este dat sau e ceva ce poți să capeți în urma unui exercițiu? Să zicem, există niște reguli pe care poți să le urmezi și să devii un scriitor bun sau chiar trebuie să fii înzestrat cu așa ceva? E un dat sau e un ceva ce se capătă în timp? Sau poate amândouă? Țările din Occident, unde am avut ocazia să merg de multe ori la treburi, există și o profesie a scrisului, într-adevăr, și se poate învăța. Nu este foarte greu să înveți exercițiul scrisului. Și în țările din Occident se fac bani serioși din treaba asta, adică oameni suficient de educați, citiți, care reușesc să învețe tehnicile scrisului. Există cursuri de creative writing. Exact, da. Și care vând foarte bine, poate chiar mai bine decât unii autori care, în fine, scriu mai greu și au anumite așteptări și exigențe de la scrisul lor. Deci există... De fapt, în Occident sunt foarte mulți scriitori care predau la universități creative writing. Da. Mai degrabă reușesc să trăiască din salonul respectiv. Andrei Codrescu, din scriitorul de religie Universitatea Unite, a fost profesor de creative writing până a ieșit la pensie. New Orleans, parcă în San Luis, de fapt. Dar să știți că și în antichitate, contemporanului Cezar Salustius voia să devină celebru. Și n-a reușit să o facă prin politică, l-au acuzat de niște minuni acolo, așa, și n-a reușit să facă asta și atunci și-a propus să scrie. Și a scris. A scris istoria contemporană cu el și până nu de mult era studiat. Acum sigur că nu mai este studiat. Iar în ceea ce privește scrierea creativă, doamna profesoare Costea a ținut în școala noastră un curs de scriere creativă, iar acum vă este propus la Casa de Cultură un curs de scriere creativă al doamnei Maria Roșca. Există o putadă pe care o folosea un scriitor englez, nu mi-amintesc numele, spunea că de la cursurile de scriere creativă ies exact atâția scriitori cât și intră. Deci, și mai era un scriitor american care este scriitor de consum, un scriitor de consum care scrie foarte bine și are un volum de creative writing, Stephen King, care spune că avantajul cursului acesta este că dacă ești un scriitor slab, poți deveni acceptabil. Dacă ești un scriitor acceptabil, poți deveni un scriitor bun. Și dacă nu ești deloc, poți... Iar dacă nu ești deloc. Dar dacă ești un scriitor bun, te poate ajuta să scapi de o anumită perioadă de muncă pe care noi am avut-o, eu sigur, probabil și Florina Iglesi. Sunt anumite greșeli inevitabile pe care le faci în stil, neapărat, în construcția propozițiilor, în felul în care rezi frazele, în felul în care te întinzi uneori prea mult sau uneori expediezi detalii prea repede. Ei, și lucrurile astea de detalii, de finețe mai degrabă, pe care o redactor de carte de obicei le știe și un scriitor care are câteva perspective și le poate preda și te poate ajuta să scapi de, să zicem, de 3-4 ani de căutări personale. Dar există ceva dincolo de asta, cum spunea Florina, care este dat. Asta e. Sau cel puțin nouă ne place să credem că e. Care aș fi dorit un scriitor, să spun așa, perioada de câteva zile, adică un scriitor care intrebă la scrisul? Cum își organizează ziua? Când scrie pe zi? Contează lucrurile astea. Să ține de disciplina interioră a fiecăruia.